Cei care vor să se căsătorească au de parcurs o serie de etape, dar și de completat documente în baza actelor și a adeverințelor necesare unui asemenea demers. Cel mai important pas până la obținerea certificatului de căsătorie este depunerea ca viitori soți a declarației de căsătorie în fața ofițerului de stare civilă. Iată ce alte documente mai sunt necesare. Odată cu declarația de căsătorie, viitorii soți prezintă următoarele acte. Cerere tip se completează cu majuscule. Declarație tip de încheiere căsătorie. Cerere tip dispensă căsătorie. Cerere tip oficiere în afara sediului. Documentul cu care se face dovada identității în original. Certificatul de naștere în original, certificatul medical privind starea de sănătate valabil 14 zile de la data emiterii, cu mențiunea se poate căsători. Documente în original traduse și legalizate, ori certificat de ofițer de stare civilă, din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare, după caz. Certificatul de despărțire sau de divorț, certificat de naștere sau de căsătorie cu mențiunea de desfacerea căsătoriei, sentința de divorț în copie legalizată de instanța care a pronunțat-o rămasă definitivă, certificatul de deces al fostului soț, certificatul de divorț emis de birouri notariale sau primării. În declarația de căsătorie, viitorii soți vor arăta că nu există niciun impediment legal la căsătorie și vor menționa numele de familie pe care îl vor purta în timpul căsătoriei. În declarația de căsătorie, viitorii soți vor menționa regimul matrimonial ales. Ei pot opta între regimul comunității legale, regimul separației de bunuri, regimul comunității convenționale.